Neața, neața tuturor. Bine, ne-am regăsit. Vă rog să-mi confirmați că se aude. Bun. Dacă se aude, este perfect. Hai, mai așteptăm 20 secunde cât să intre lumea. Bun. Neața, neața tuturor. Neața, bine ne-am regăsit. Să dăm drumul la treabă, da? Bun. Am ținut să, ca de obicei, materialele astea vin cu dedicație, cel puțin ultimele. Am ținut să fac materialul ăsta despre practică, pentru că la ultima discuție de suflet, după cum bine știți, acum în perioada asta au loc aceste sesiuni libere, în care ne întâlnim. Practic e un prilej de a ne vedea la ochi și de a mai bârfi câte ceva despre ce înseamnă procesul ăsta. Acestea se întâmplă timp de 4 săptămâni, deja două au trecut, mai rămân două întâlniri. Pentru cei care sunteți curioși să vedeți ce se întâmplă, vă invit lunea viitoare să veniți să vedeți, că nu mai e mult. Așa. La această sesiune, la ultima sesiune, una dintre întrebări a fost ce înseamnă practică. Și foarte bună această întrebare, pe care am ținut să o și fac publică cu ocazia asta, adică să o discut public, pentru că privește pe foarte multă lume, mai ales pe cei care se consideră căutători spirituali. Da? Și lucrurile în direcția asta stau cât se poate de simplu. O să începem cu o întrebare. Pentru a obține o diplomă, o calificare, eu știu, ceva, o confirmare că ai urmat o formă de învățământ, ce trebuie să faci? Nu, sesiunile respective, discuțiile de suflet se întâmplă doar fizic. Sunt discuții face to face, față în față. Discutăm nas în nas. Sunt singurele ocazii în care discutăm cu publicul, cu cei care nu fac parte din comunitate. Deci, revenim la întrebare. Dacă este să obții o diplomă, să obții o formă de recunoaștere în sistemul scolastic, ce trebuie să faci? Să studiezi, da? Să mergi la școală, să dai examenele de rigoare. Și cât timp faci asta? O zi? Două? Trei? O zi, două, trei, nu? O săptămână.
Sau e ceva pe termen lung? Mediu, de fapt, nu foarte lung, da? Deci, în funcție de nivelul la care vrei să ajungi, ai de la minim un an, da? Sau în funcție de... Na, de ceea ce vrei să obții. Dar dacă e să vorbim despre învățământul scolastic tradițional, că vrei să obții o diplomă de 8 clase, trebuie să faci 8 clase. Dacă vrei să obții o diplomă de bacalaureat, trebuie să faci 12 clase. Dacă vrei să mergi mai departe, să faci o facultate, trebuie să te duci la universitate, să-ți alegi o linie și apoi să urmezi ani de zile, minimum 3 ani, 3, 4, 5, 6, 7 ani, da? În funcție de fiecare. Dacă faci medicină, dacă faci, eu știu, altceva decât specializări de astea un pic mai sofisticate, cum este medicina, da? Sau farmacie, sau mai ai stagiatură, mai ai rezidențiat, mai ai și după aia urmează doctorat și alte chestiuni, da? Deci la nivel scolastic. Și toate astea pentru ce? Ca să supraviețuiești. Toate lucrurile astea sunt făcute pentru a obține beneficii la nivel financiar, în mod special, pentru a te poziționa din punct de vedere al statutului, al că nu-ți imagina că e vorba de înțelepciune acolo. Nu este vorba despre a deveni inteligent. Nu. Este vorba despre a memora și a replica și a reproduce lucruri care te aduc în punctul în care să obții o diplomă. Adică în urma repetiției informațiilor respective primești o diplomă, o recunoaștere. Da? Deci nu trebuie să fii foarte inteligent pentru asta. Trebuie să fii consistent și să faci ce este de făcut. Intervine și factorul uman, unde dacă ești și plăcut, primești mult mai multe puncte și așa mai departe. Dar la bază, practic, tu faci toată școala aia, toți anii de studiu și așa mai departe, întâi pentru supraviețuire, doi pentru a te poziționa din punct de vedere al statutului, da? Pentru a ajunge undeva să fii cineva. Și acum intrăm în zona asta de spiritualitate, unde majoritatea celor care se apucă de căutare cred că este suficient să faci așa, la fără frecvență. Să mergi așa, când și când, într-un retreat, să urmezi o anumită disciplină pentru o perioadă de vreme, să faci o chestie așa, eu știu, din când în când să-ți mai aduci aminte, să mai respiri 3 minute și așa mai departe. Da? Deci pentru a te poziționa la nivel de statut, muncești jumătate de viață, aproape jumătate de viață pentru foarte mulți, o treime din viață, să spunem, da? Muncești 20-30 de ani de zile, da? Și te ajungi, cum se spune, sau nu, asta e în funcție de fiecare. Iar pentru a te găsi, pentru a vedea ceea ce ești, pentru a vedea care ți este adevărata natură, o dai cu moci în fasole. Faci așa, când și când. Și chestia asta nu se pupă. Și partea asta de spiritualitate, care de fapt ar trebui să fie înainte de orice, da? Necesită practică și necesită foarte multă muncă. Foarte muncă, foarte multă muncă la nivel personal. Am ținut să fac acest material despre practică tocmai din perspectiva asta. Foarte mulți dintre cei cu care am discutat au senzația că acest proces al căutării de sine, cum se spune, că în esență nu ai ce găsi în afară de tine, dar spunem așa, căutarea asta de sine, pentru foarte mulți este o chestiune de hobby. Și mi se pare normal așa. Da? O să descriu imediat procesul și o să vedeți de ce. Mi se pare foarte normal. În aceeași măsură, deși este normal, cât se poate de normal, da? Nu este normal. De ce? Pentru că dacă pentru a supraviețui implici atât de multă energie, atât de mult efort și într-un sfârșit ajungi undeva unde ajungi, același lucru ar trebui să se întâmple și pentru viața ta spirituală, pentru viața ta personal spirituală, da?
Când vorbim despre asta, ia uitați-vă un pic ce se întâmplă cu babele și cu moșnegii, numai cu babele, care încep să se apropie de moarte, da? Care trec pragul ăla de 50 de ani și dintr-o dată își aduc aminte că există biserică. Cam așa se întâmplă și cu foarte mulți dintre căutători. Până pe la 50 de ani, e cam doare în pix. Undeva la vreo 200 de metri pe stânga au și ei o durere. Că vezi, Doamne, îs tânăr, am energie, n-am treabă, asta e. Cum începe să treacă anul și trec anii, da? Pe la 40-50 de ani, încep să apară niște simptome care dau senzația de moarte. Da? Un pic așa, încep să apară niște semnalmente. Încep să apară niște chestii care îți atrag atenția și spun, știi, o să mori într-o zi. Nu mai e mult, mai ai un pic. Și dintr-o dată îi vezi pe foarte mulți cum devin foarte interesați de viața spirituală. Și pentru că sunt la început de drum și fac totul după canoanele tradiționale, pentru că nu și-au pus niciodată problema, sau până în momentul ăla, nu și-au pus niciodată problema ce înseamnă de fapt spiritualitate, pentru că se află în zona aia de ignoranță, primul contact pe care îl au sau direcția în care merg este religia formală. Și se duc la biserică și se roagă și aprind lumânări și așa mai departe. Și au senzația că asta înseamnă spiritualitate. Bineînțeles că asta este tot o formă de ignoranță, să crezi că poți scăpa de moarte rugându-te sau poți prelungi viața rugându-te, dar asta este. Și acum, în contextul ăsta al ignoranței, da, hai să începem să discutăm despre pașii care sunt cuprinși în acest proces al căutării și care duc la practică. În primă fază, după cum bine știți, aveam ceea ce se numește ignoranță. Omul doarme în papuci. Și doarme în papuci, bine mersi, mulți ani de zile, până pe la 30, 40, 50 de ani. De fapt, vârsta este mai puțin relevantă, pentru că, de exemplu, cel puțin acum, în ultima vreme, constat că foarte mulți dintre cei tineri încep să își pun întrebări. Și eu am fericirea să am în comunitate oameni foarte tineri, care au 19, 20, 21, 23, până în 25 de ani, ceea ce pentru mine este, wow! Deci e fantastic să vezi oameni atât de tineri care încep să caute ceva ce încă nu înțeleg, da? Ce nu pot înțelege. Sunt minunat, pur și simplu, sunt siderat de transformarea asta, de lucrurile astea care se întâmplă în direcția asta. Și anume că oameni tineri încep să-și pună întrebări. Nu sunt mulți, adevărat, sunt 1, 2, 3, 5, dar e fantastic. Eu am început chestia asta la vârsta de 5 ani și eu îmi puneam astfel de întrebări când eram foarte tânăr. Și bineînțeles, pentru că puneam astfel de întrebări, eram privit ca fiind ciudat. Și la un moment dat, pentru că așa funcționează mintea asta pe protecție, pentru a nu mai fi considerat ciudat, respins și, eu știu, luat în râs, am început să nu mai vorbesc despre lucrurile astea. Și nemai vorbind despre ele, am început să le uit. Bineînțeles că la un moment dat, lucrurile astea rămânând acolo, au început să-și refacă apariția. Ele n-au dispărut niciodată. Au, cumva, s-au estompat o bucată de vreme, tocmai ca să pot să depășesc, da? Să încep să învăț ce e cu lumea asta fizică. În sfârșit. Deci, în primă fază vorbim despre ignoranță. Să înțelegem. Toate etapele astea sunt cele pe care eu le-am experimentat în mod direct cu mine și cu alții. Adică, prin mână mi-au trecut sute, poate mii de oameni cu care am lucrat în mod direct și pe care i-am văzut pe fiecare unde se aflau. Da? Procesul meu personal, la fel și el a avut un traseu similar. Deci vorbesc strict din această experiență. Primul pas, după cum spuneam, este, sau prima etapă, este ignoranța. Când omul doarme în papuci. Această ignoranță ce înseamnă? Înseamnă că omul trăiește după regulile pe care le-a învățat, pe care le-a văzut și care i-au fost integrate în sistem din uter. Da? Toate chestiunile alea transgeneraționale pe care el astăzi le are. Credința în Dumnezeu de un anumit fel, patriotismul, eu știu, educația specifică în familie, condiționările,
modul de manifestare, reacțiile, modul de gândire, toate fac parte din asta. Și în general, oamenii care se află în zona asta nu văd altceva decât chestia aia pe care o știu ei. Și de obicei aceasta este setată în proporție de aproape 100% setată pe supraviețuire. Adică pe a dobândi, pe a avea, pe a acumula, pe a poseda și evident când încep să piardă sau apar, eu știu, situații în care lucrurile nu mai merg exact așa cum vor ei, bineînțeles că se lasă cu dramă. Nu mai vorbim despre moarte, da? Că deja dacă apare o boală și după aia moartea, e sfârșitul lumii. Deci în zona asta de ignoranță vorbim despre atașamentul ăla profund de plăcere și fuga de durere. Bineînțeles că această, pentru câțiva, și vorbim iară despre norocul ăsta pe care l-au unii, pe care l-avem noi unii, și anume acela de a atrage atenția universului ăsta, care ne bușește exact când trebuie. Foarte mulți dintre cei care se apucă de căutat ies din ignoranță prin durere. Și nu durerea fizică, da? Pentru că trebuie să facem distinția dintre durere fizică și durerea psihoemoțională, care de fapt este suferința. Între durere și suferință. Durerea este strict fizică. Se întâmplă în corp și are legătură cu corpul. Da, activează niște emoții și așa mai departe, dar are legătură strict cu corpul. Când dispare durerea, dispare durerea. Deci pur și simplu, a apărut, a dispărut, la revedere, nu mai e probleme cu ea. Suferința, pe de altă parte, este psihoemoțională și este non-stop. Și dacă vreți să verificați treaba asta, este foarte simplu. Uită-te în tine în acest moment și vezi ce anume vorbești despre tine. Și vei constata că nu este de bine. Deci chiar putem să facem exercițiul ăsta. Puteți să-mi spuneți în momentul de față, în clipa asta, ce experimentați la nivelul ăsta? Nemulțumire, frustrare, stres, nervi, preocupare și așa mai departe. Deși aparent poate ești relaxat, poate ești fericit că ți-a venit nu știu ce, sau că ai primit nu știu ce, sau că, eu știu, ia uită-te dincolo și treci dincolo de bariera superficială și uită-te să vezi ce e acolo. Ia vezi, există ceva care se cheamă nemulțumire, care se cheamă frustrare, care se cheamă stres, care se cheamă preocupare, care se cheamă furie constantă, care se cheamă vinovăție, datorie, responsabilitate și așa mai departe? Aia funcționează 24 din 24 și se numește suferință. Aia nu se oprește nici pe timp de noapte, nici pe timp de zi. Merge non-stop. Da? Aia se numește suferință. Durerea, îți dai ciocanul în deget, te doare. La un moment dat o să-ți treacă durerea. Pur și simplu se vindecă și la revedere. Aia e durerea. În schimb, partea asta de psihoemoțional, de suferință, aia este non-stop. Da? Și bineînțeles că asta, partea asta de suferință, este asociată cu ignoranța, cu absolut tot ceea ce am învățat noi despre lumea asta. Ce înseamnă bine, ce înseamnă rău, despre ce-i corect, ce nu-i corect, ce-i alb, ce-i negru. Toate chestiunile astea încă funcționează acolo și creează constant suferință. Și pentru că nu le vezi, bineînțeles că îți fac o grămadă de probleme, da? De aici se nasc tot felul de dorințe, de a, cum spune Adrian, de a controla, de a verifica, de a te simți în siguranță și așa mai departe. Sunt absolut normale. Din moment ce există frică, furie, angoasă, anxietate, nemulțumire, frustrare și așa mai departe, normal că vrei să le vezi rezolvate, doar că nu știi cum. Și asta e a doua etapă. Când, prin șuturi pe care le primești în mod constant ca urmare a propriilor tale acțiuni făcute în inconștiență, că cineva vorbea despre karma, da? La un moment dat spunea karma, ce e aia karma? Karma este nimic altceva decât rezultatul inconștienței. Adică tot ce faci în inconștiență provoacă rezultate pe care va trebui să le suporți mai târziu. Asta se numește karma. Deci nu este ceva ocult, nu este ceva spiritual, nu este ceva fantastic, este o chestie, un cuvânt
pentru un proces care se desfășoară în inconștiență. Și ca să nu spună proces care se desfășoară în inconștiență, îi spune karma. Atât de simplu este. Practic, ceea ce primești astăzi este consecința, nimic mai mult decât consecința efortului depus în inconștiență. Și bineînțeles, peste asta se suprapune și ceea ce ai primit bagaj. Da? Sau mai degrabă, mai corect spus, este ce ai primit bagaj întâi și după aia efortul tău făcut în inconștiență. Se pune deasupra, capac. În condițiile în care șuturile astea vin în mod consecvent și vin, da? Începi să pierzi diverse lucruri. Începi să vezi că lumea asta nu mai este așa cum credeai tu. Să rupi relații, pierzi bani, apare o boală și așa mai departe. Chestiile astea încep să te facă cumva conștient, deși nu în totalitate, cumva conștient de faptul că tu trebuie să faci ceva cu suferința asta, pentru că nu se mai poate. Asta este a doua etapă. Conștientizarea faptului că trebuie să faci ceva cu suferința asta. Pentru că tot ce ai învățat tu de la lumea asta până în momentul de față a fost suferință. Tu n-ai învățat altceva. Ai învățat să fii furios, ai învățat să fii nemulțumit, ai învățat să fii permanent anxios, ai învățat să controlezi lucrurile și așa mai departe. Toate astea au fost învățate. Tu nu ai venit cu chestiunile astea la pachet. Pur și simplu, ți-au fost inoculate pe măsură ce ai intrat în lume. Și normal, când lucrurile sunt făcute în inconștiență și produc rezultate în consecință, da? Vine momentul în care este prea mult. Când picătura aia umple paharul. Și ai una, două, trei relații care s-au rupt și care au funcționat identic. Relații de natură sentimentală, mă refer. Vezi că toate trei au același numitor comun. Că toți sunt la fel sau toate sunt la fel. De fapt, te au pe tine ca numitor comun. Pentru că tu îi alegi. După aia, vezi că banii sunt într-un anumit fel și se obțin într-un anumit fel. Și asta te duce la burnout, la suferință, nu sunt suficienți și așa mai departe. În plan fizic, vezi că nu mai ai energie, vezi că nu mai poți, vezi că ai ajuns în punctul în care mai ai un pic și pleznești, vezi că ești tot timpul furios. E, toate lucrurile astea duc la tot felul de reacții care amplifică cu cât te agiți mai tare, cu cât te stresezi mai tare, cu atât este mai rău, cu atât e mai nasol. Da? Și vine momentul ăla în care picătura aia umple paharul. Ceva, nu se știe ce. Că este pur și simplu o înjurătură, că este un bună ziua, că este moartea cuiva, că este o pierdere, că este un câștig, că nu contează. Efectiv, n-are niciun fel de importanță. Pur și simplu se întâmplă ceva la un moment dat unde poc, da? Și foarte mulți oameni se află în zona asta în care mai au un pic și pleznesc. Deci asta e, cum îi spune, ăsta e momentul ăla în care mai au un pic și bubuie. Simt că se apropie ceva și cu toate astea n-au curajul să miște. Simt că lucrurile nu merg în direcția în care trebuie să meargă și cu toate astea, obișnuiți cu ceea ce au învățat, nu au curajul să spună, gata, m-am săturat. Pentru că este necunoscutul este un pericol și este absolut normal să fie așa. Deci, dacă este să ne uităm la traseu, din ignoranță, oamenii nu ies fluierând, nu ies cântând. Este necesară suferința, este necesar să primești șuturi în fund pentru ca neuronul ăsta al înțelegerii să se activeze. Da? Eu n-am văzut până acum, nu știu dacă voi ați văzut, dar eu n-am văzut până acum, până în momentul de față, pe nimeni. Și slavă Domnului, în 50 ceva de ani de viață am avut ocazia să mă întâlnesc cu destui oameni. N-am văzut pe nimeni care să se trezească la bucurie. Adică să fie atât de fericit și atât de împăcat încât să pur și simplu să producă ce trebuie. Sau mai corect spus, să caște ochii și să-și pună întrebări existențiale când este fericit. Majoritatea oamenilor ce fac? În momentul în care sunt fericiți, adică în fericirea asta lumească, uită. Uită de ei. Vai, am început o nouă relație.
Vai, mi-am luat casă. Vai, mi-am luat nu știu ce. Vai, am mers în vacanță. Vai, am câștigat niște bani în plus. Vai, am carieră. Vai, vai, vai. Ia spuneți-mi, câți dintre voi, în momentul în care aveți ceva pozitiv, care vă avantajează, vă aduceți aminte, în momentul ăla, să vă uitați la voi? Câți dintre voi, în momentul ăla, vă opriți și spuneți, hai să vedem cum mă simt. Hai să vedem ce se întâmplă în mine în momentul ăsta. Ia să vedem. E vreo unul? În majoritatea cazurilor, ce se întâmplă? În 99,99% din cazuri, ce se întâmplă? Uiți complet de tine. Până când? Până când apare o situație, că este normal, după fiecare urcuș urmează și coboruș, nu? După fiecare, trebuie să urmeze și... Și oamenii nu înțeleg treaba asta. Majoritatea oamenilor chiar nu înțeleg treaba asta. Pentru că în ignoranță nu vezi lucrurile, le vezi pe termen scurt. Vezi numai atât. Ori când ochiul se deschide, când neuronul ăsta se deschide, începi să vezi, bă, stai un pic că e așa de fapt. După primăvară urmează vară și după aia toamnă și iarnă. Iară vine primăvară, vară, iară toamnă, iarnă. Deci avem un bine și după aia urmează rău. După aia urmează bine, după aia urmează rău și așa mai departe. Majoritatea oamenilor fiind prinși în filmul ăsta al materialismului și al lumescului, când urmează, când apare chestia asta de bucurie, uită complet de ei și aduc aminte de ei în momentul în care coboară, în momentul în care apar semnalmente că nu mai merge cum mergea. Atunci, în loc să-și pună întrebări, pentru că asta e chestiunea, chiar și atunci, în momentul în care se întâmplă treaba asta, în loc să-și pună întrebări ce fac, încep să lamenteze, încep să se victimizeze, încep să acuze, încep să incrimineze, să judece, să critique și așa mai departe. Când sunt pe val, n-au nicio treabă, uită complet de ei și de să pună întrebări, iar când sunt la vale, încep să condamne în fel și chip. Deci asta e ignoranța. Și asta face omul în mod obișnuit. Asta e mintea omului. Dacă vă uitați în jurul nostru, nu mai spun să vă uitați la televiziune, dar acolo este la știri, da? Nu că să nu vă uitați la televizor, ferească Dumnezeu, uitați-vă cât vreți. La știri. Deci dacă vă uitați, orice rahat devine, cum îi spune? Cum le spune, mă, la știrile alea extraordinare, da? Devine știre de interes. Breaking news, mi-am adus aminte. Breaking news. Orice rahat. A picat o frunză din copac. Breaking news. A bătut vântul la stânga. Breaking news. S-a pișat un câine la copac. Breaking news. Deci toate lucrurile astea sunt absolut, cum să le spun eu, naturale pentru ignoranță. S-agață de orice rahat. Și dacă te uiți în viața de toate zilele, în viața ta, vei constata că mintea ta s-agață de orice rahat. S-a spart o farfurie. Vai, ce dramă! Nu s-a încărcat mașina cum trebuie. Vai, ce problemă! Am făcut... Vai! Deci, la orice chestiune este ceva de comentat. Iar asta este reacția din ignoranță. Permanent, din frică și ignoranța egal frică, da? Deci, ignoranța, alt aspect, ignoranța egal aroganță. Dacă te uiți la cei care se află în ignoranță, și când spun ignoranță nu mă refer la n-ai școală, că ești analfabet, că ești nepregătit profesional și așa mai departe. Ignorant înseamnă că nu vezi ce se întâmplă în acest moment. Nu înseamnă că ești prost. Nu înseamnă că nu te duce capul. Nu înseamnă că printre ignoranți sunt oameni foarte deștepți în ceea ce privește lumea de zi cu zi. Viața de zi cu zi. În schimb, în ceea ce privește viața, exact așa cum este ea, în realitate, înseamnă sunt ignoranți. Complet ignoranți. Și când spun ignoranți, mă refer că ei nu știu ce se întâmplă în momentul ăsta. Absolut nimic. Ei știu ce urmează, știu ce a fost, știu că acum aranjează lucruri pentru viitor, dar în momentul ăsta ei habar nu au ce se întâmplă. Sunt complet inconștienți în raport cu ei înșiși, cu ceea ce se întâmplă în lumea lor internă. Asta se numește ignoranță. Nu știu absolut nimic. Da? Și bineînțeles că ignoranța este și aroganță, pentru că
Numai un arogant, numai un ignorant poate fi arogant. În condițiile în care există ignoranță, există și pretenții de genul știu. În momentul în care ai spus știu, aroganța este cât casa. Da? E, aroganța asta este plătită. Ignoranța, la fel, este plătită. Cum? Cu multă suferință. Și la un moment dat, după cum spuneam, apare ceva, o chestie, nu se știe cât de mare sau cât de mică, asta ține de fiecare, de norocul fiecăruia, da? Ca să-i spunem așa, noroc. Se întâmplă ceva care dă toate lucrurile peste cap. Și dintr-o dată lumea nu mai are sens. Și nu mai are cap și nu mai are coadă. Nu mai știi de unde să apuci. Deci este atât de intens din punct de vedere psihoemoțional și rațional, încât nimic nu mai are cap, nimic nu mai are coadă. Și bănuiesc că printre voi sunteți destui care ați trecut sau care treceți prin faza asta și care căutați o ieșire. Da? Și ce se întâmplă aici este marea minune a căutătorului începător. Imediat. Vei vedea și sunt foarte mulți care sunt în zona asta, după ce se trezesc, practic conștientizează că e o trezire temporară, da? Deci se trezesc efectiv sub maldărul ăsta de probleme care generează suferință, da? Și încep să realizeze, mamă, ce chestii am de făcut. Pentru că mintea lor în momentul ăla este încă orientată spre exterior și pentru că încă este orientată spre făcut, spre organizat, spre dat la stânga și la dreapta și pentru că încă este pe evitare, și asta se numește evitare, când te uiți în afară, încă este pe evitare, încep să se orienteze spre tehnici și metode externe, care n-au nicio legătură cu ei, intern. Ce se întâmplă? Mintea lor nu este încă pregătită pentru a aborda problemele în mod direct, pentru a lua taurul de coarne. Și pentru că încă nu este pregătită să ia taurul de coarne, ce face? Ocolește. Și umblă așa multă vreme. Unii au norocul să muncească în direcția asta mai puțin de un an, alții să pierd în procesul ăsta și devin căutători profesioniști. Și încep cu dezvățare, cu dezvoltarea personală, nu cu dezvățare, cu dezvoltare personală. Asta era prima chestiune. După aia, cu alimentația. Să umblăm la alimentație, pentru că asta este cea care ne va face pe noi să gândim deosebit. Cunosc o grămadă de dintre ăștia care au senzația că dacă vor mânca sănătos, se vor ilumina. Mare băzdăganie, dar asta se întâmplă. Apoi, yoga, NLP, Bowen, constelații, aia. Toate făcute cu scopul de a evita realitatea. Și în chestiunea asta de practică superficială, pentru că asta este practică superficială, da? Colectează informații, tot felul de informații și de, da? De studii, de cazuri și așa mai departe, plus experiența lor personală, și încep să împărtășească din superficialitatea lor. Încep să vorbească din ce au înțeles ei din lumea asta. Mai mult, o altă chestiune foarte... În zona asta de ignoranță cultă, ca să-i spunem așa, pentru că oamenii ăștia acum, asta e a treia etapă, da? Încep să devină specialiști în misterele lumii. În ignoranța lor, caută să dezvăluie, să descopere din ce este constituită viața asta și care este marele adevăr. Încep să se agațe de tot felul de explicații, de tot felul de răspunsuri de-astea pseudo-spirituale, de tot felul de chestii care să le dea un sens în viață. Cristaloterapie, astrologie, numerologie și numai ca să aibă... Deci, repet, eu nu spun că tehnicile astea nu sunt bune, că metodele astea nu sunt bune, dar sunt folosite când nu trebuie și de către cine nu trebuie. Și în momentul în care le utilizezi în scopul ăsta, în felul ăsta, practic este evitare. Dacă te uiți în esență, și cu siguranță sunteți mulți dintre voi care faceți treaba asta, întrebarea este, în realitate, cu ce te ajută să știi care ți este suma numerelor din care ți este formată ziua de naștere?
ce sens are pentru tine explicația aia care ți este dată în legătură cu numărul tău divin, cu numărul tău master, cu la la la. Cu ce te ajută în viața de toate zilele? În afară de a-ți da o descriere care să-ți ajute ego-ul să se inflameze, că știe ceva, cu altceva cu ce te ajută? Sau dacă îți faci harta astrologică și ți se spune că planeta nu știu care este în quadrantul nu știu care și are influență nu știu cum și umblă nu știu pe unde și că steaua nu știu care îți afectează ție starea de erecție emoțională, cu ce te ajută efectiv în viața de zi cu zi? În înțelegerea ta profundă despre ce ești tu? Dacă te duci să îți apese pe centrii și să-ți lucreze energia în nu știu ce fel și în nu știu ce chip, să-ți aranjeze, să-ți armonizeze chakrele aia cu aia și chakra 112 cu chakra 14 din planul superior, inferior, pe meridianul nu știu care, cu ce te ajută în viața de zi cu zi? Îți achită datorii? Îți rezolvă problemele? Ha? Toate lucrurile astea sunt consecința faptului că mintea căutătorului respectiv nu este pregătit de practică reală. Este pregătit să creadă, să înțeleagă, să acumuleze numai ce vrea ea. Deci mintea respectivă este încă incapabilă să lucreze direct la sursă. Încă mai bate câmpii, încă se mai duce după colț, încă se mai masturbează intelectual și emoțional. Încă mai încearcă să găsească leacuri, soluții și metode prin care să se evite. Pentru că dacă s-ar uita cu adevărat la suferință, la ce este înăuntru, cu adevărat, chestiile astea n-ar mai fi necesare. Și, din nou, din propria experiență, da, vorbesc din ceea ce am experimentat și am văzut. Și eu am trecut prin faza asta. Și eu multă vreme am fost în faza de chestii, da? Multă. O perioadă cu yoga, cu diverse, cu reiki, cu aia, cu aia, cu grafologie, cu astrologie, cu numerologie, cu ce vrei tu. Am încercat diverse metode. Până mi-am dat seama că mintea mea, deși eu caut adevărul și caut realitatea, mintea mea este mult mai șmecheră ca mine și mă ocolește, mă fentează pentru că de fapt nu vrea să vadă realitatea. Nu vrea să vadă ce zace în mine. Și pentru a nu vedea treaba asta, creează ceea ce se numește falsă căutare. Chiar zilele trecute, repet, la această sesiune de discuții de suflet care a avut loc lunea trecută, chiar discutam în pauză cu unul dintre participanți care îmi spunea că el caută și caută și caută. Și l-am întrebat, dar ce cauți? Păi nu știu. Exact asta este problema, că nu știi ce cauți. Asta e una dintre probleme. A doua, dacă, și asta e o chestie pe care e bine să o luați în calcul toți cei care sunteți în zona asta de căutare. Deci când apare falsa căutare, care de obicei se orientează spre tehnici de-astea pseudo-spirituale și care încearcă să-și explice adevărul suprem prin tot felul de concepte și elucubrații de-astea intelectuale, da? Întreabă-te pur și simplu ce evită. Pentru că este atât de simplu și de la îndemână. Dacă mintea ta începe să caute ceva, e clar că evită ceva. Înseamnă că are senzația că va obține ceva din afară care îi va rezolva problemele. Nu știu dacă este clară treaba asta. O mai explic o dată. În condițiile în care mintea te scoate în afară și te pune să te pierzi în detalii, de exemplu, să faci cheile genelor cu 70.000 de interpretări și la la la, de cheia nu știu care, care face și explică și drege. Repet, n-am nimic cu instrumentele astea. Nu le condamn, nu le blamez. Pur și simplu fiecare instrument are treaba lui acolo unde are. Pentru unii oameni, pentru cei aflați în zona asta, este util. Acum, dincolo de utilitatea lor pentru oamenii în cauză, dacă mintea ta începe să se piardă în detalii de genul ăsta și rămâi prinsă în capcană, ani de zile, nu mai spun de luni de zile, vorbesc de ani de zile, și de luni de zile dacă rămâi acolo, dincolo de curiozitate, răspunsul este foarte simplu.
Mintea ta caută să evite realitatea. Deci una este să faci chestiunea asta din curiozitate și din dorința de a explora un domeniu, pur și simplu pentru că vrei să-l explorezi, că vrei să exploatezi resursa aia, vrei să vezi ce este în ea. Vrei, nu că te va aduce neapărat undeva, s-ar putea să aducă și beneficii, să o transformi în profesie. E treaba ta. Deci ăsta este una. Da? Pur și simplu vreau să explorez, să văd ce se întâmplă acolo. Îmi place astrologia. Hai să vedem. Îmi place numerologia. Îmi place NLP-ul. Foarte bine. Ca să te educi, să te antrenezi, să explorezi. Foarte bine. Dar dacă le folosești pentru a evita, adică nici măcar nu-ți dai seama că mintea ta te păcălește, că acolo vei găsi răspunsul. Deci dacă în tine există ideea că acolo vei găsi răspunsul, te înșeli amarnic. Înseamnă că, de fapt, mintea ta evită realitatea care se află în tine. Și realitatea asta este extrem de simplă. Nemulțumire, frustrare, furie, anxietate, atacuri de panică și multe altele. Nemulțumire și tot ce vrei tu. Toate zac în tine. Adică, practic, mintea ta, în dorința ei de a evita suferința, creează altă suferință pe termen lung. Și tot din dorința de a evita suferința, face în așa fel încât să te plimbe și să te plimbe și să-ți dea senzația că asta este wow, deci este un talent fenomenal, ca să vă vedeți ce forță are mintea asta, da? Este un talent nemaipomenit. Te duce în punctul în care să crezi ce spune. Te duce în punctul în care să te convingă că acolo va fi soluția. Și bineînțeles că tu, în ignoranța ta, pentru că nu știi despre ce este vorba, urmezi traseul și pierzi ani de zile. Ani, ani, foarte mulți ani. În realitate, mintea ta vrea un singur lucru. Să evite ceea ce a creat, adică știți cum e când se iau, când se luau, acum nu mai știu cum era, dar pe vremuri, ci că dacă vrei să înveți un câine să nu mai facă caca în casă, îl băgai cu nasul încăcat și după aia scoteai afară. Cam asta vrea mintea ta. Să evite să fie băgată cu nasul în căcatul pe care l-a creat. Și cum ar putea cineva să facă treaba asta? Păi întâi trebuie să te trezești un pic și să vezi că mintea ta nu ți este prieten. Nu este prietenul tău, este de foarte bun ajutor. Este o chestie foarte bună ca instrument, dar nu este prietenul tău. La fel după aia, pe traseul ăsta al ignoranței se mai întâmplă o minunăție. Deci mintea este în procesul de evitare, da? Te duce la plimbare, îți spune caută, caută. Și aici apare peste chestia asta și ego-ul, care spune, vai ce spiritual sunt, ia uite cât de spiritual mă îmbrac, uite la mine, sunt în ținută albă, îmi pun o eșarfă la gât, îmi pun o tichie nu știu de care, stau în postura lui Buddha și fac și dacă fac așa, sunt spiritual. Și mai aduc și pe alții pe lângă mine pe care să-i învăț să facă. Fantastic, nu? Și ci că ești spiritual. Ești de numai spiritual, de te dai pe spate. Sau stau în poziția asta, uite așa, crăcănat, respir de 3 ori și sunt spiritual. Nu. Chestiile astea n-au treabă cu spiritualitate. Asta este pseudo-spiritualitate. N-au legătură cu munca reală. Au legătură cu circul. Au legătură cu exhibiționismul, au legătură cu narcisismul, au legătură cu un milion de alte chestii, mai puțin practica reală. Da? Și acum să trecem la practica reală, care este extrem de scurtă, da? Comparativ cu toate explicațiile astea. Practica reală începe când omul, repet, nu este de condamnat treaba asta. Procesul ăsta este cât se poate de natural. Unii dintre oameni trebuie să treacă prin diverse chestii de genul ăsta ca să realizeze că, de fapt, n-au făcut nimic altceva decât să frece gâza. N-au făcut altceva decât să bată câmpii, să meargă dintr-o direcție în alta, precum frunza în vânt, fără să se aleagă cu nimic. Deci n-au făcut nimic real, doar au avut senzația că fac ceva. Și asta este minunăția, din nou. Mintea asta și ego-ul sunt, Doamne, niște minunății ale naturii. Lucrează într-un mod fenomenal. Eu le admir pentru modul în care lucrează. Deci mintea care este pe evitare și ego-ul care își asumă rezultatele,
Ambele, dacă te uiți bine, îți dau senzația că obții ceva, iar tu tot timpul ești flămând. Deci dacă este vreo unul care se află în zona asta, aici, în gașca asta, uită-te bine, da? Uitați-vă bine dacă sunteți. Deși cauți, deși faci o chestie, deși explorezi o treabă în direcția aia, zicem că ai o tehnică, nu știu de care, tu ești flămând în realitate. Și asta este problema, că tu nu poți recunoaște, că dacă ai recunoaște, te-ai opri. Tu nu poți recunoaște că ești în continuare flămând. Ești prins în filmul ăsta al căutării, fără cap și fără coadă, ai senzația că faci ceva, dar aici este vorba despre identificare cu mintea și cu egoul, care îți dau senzația asta, care nu ești tu. Și cu toate astea, deși faci, da, tu ești flămând. Și din păcate, pentru toți cei care se află în zona asta de falsă căutare, foamea asta este acolo. Pentru că ceva din ei s-a activat, dar nu primește ce are nevoie. Este ca și cum se întâmplă și cu alimentația, în planul fizic, da? Când tu nu mănânci real, mâncare reală, senzația aia de foame, deși stomacul ți este plin, senzația de foame rămâne. De ce? Pentru că nu primești nutrienții ăia reali de care ai nevoie. Tu îți umpli stomacul și senzația de sațietate, pentru că stomacul e plin, apare. Dar corpul tău, care este mai mult decât senzația de sațietate, îți spune: bă, n-am primit aia, n-am primit grăsimi, n-am primit magneziu, n-am primit aia, n-am primit aia, n-am primit... Păi mie mi-e foame în continuu. Da? Exact același lucru se întâmplă și aici. Tehnicile astea îți oferă senzația că faci ceva, dar nu te hrănesc. Și nu te hrănesc de ce? Pentru că, de fapt, tu nu adresezi realitatea. Și realitatea se află în tine. Și de aici începe practica reală. Da? Practica reală este valabilă pentru cei care au ajuns în punctul de coacere. Că de aceea mă întrebau unii: da, tu de ce nu acceptai pe oricine? Păi de ce să-mi pierd vremea cu prostul, că n-am înțeles? De ce să-mi pierd vremea cu ignorantul? Eu lucrez cu ăla care e la momentul potrivit. De ce să pierd timpul? Eu n-am timp. Nu mai am atât de mult timp, da? Nu stau să pup pe nimeni pe cap. Ești gata, stăm de vorbă. Nu, data viitoare. Până atunci mai mergi la biserică, până atunci mai mergi la astrolog, până atunci mai mergi la ghicit, mai mergi la hipnoză, mai mergi unde vrei tu. Până când nu ești gata să te ocupi de tine 100% și să-ți asumi procesul, nu avem ce discuta. Dacă în capul tău încă mai există ideea că cineva din exterior, oricine, inclus Dumnezeu, poate să facă ceva pentru tine, înseamnă că nu avem ce discuta. Suntem departe unul de celălalt. Putem să stăm de vorbă în condițiile în care ai ajuns în punctul ăla în care spui: eu sunt numitorul comun la toate. Nu mai pot da vina pe nimeni. Nu mai pot da vina pe nimeni, nu mai este nimeni responsabil pentru suferința mea. Eu trebuie să mi-o rezolv. De aici începe practica reală. Și, din nou, în practica reală, pentru că abia de aici începem să discutăm despre treaba asta, practica reală nu este aceeași pentru toată lumea. Practica reală este individualizată, este personalizată, este pentru fiecare individ în parte ceva anume. Da? Și aici sunt etape. Dacă, de exemplu, te afli în punctul în care, și de regulă, 99% dintre oameni sunt în zona asta, abia au ajuns în punctul ăla în care să realizeze că nu mai pot pasa responsabilitatea nimănui. Dar ei, până în momentul ăla, n-au rezolvat nimic, doar au frecat gâza de colo-colo, da? E, asta înseamnă că încă au foarte mult de lucru în plan lumesc, în plan personal. Și asta presupune să se ocupe de emoțiile lor. Încă există frustrare, încă există nemulțumire, încă există tensiuni, încă există angoasă, încă există acuze, furie și așa mai departe. Păi toate chestiunile alea trebuie adresate în mod specific, nu prin pseudo-spiritualitate, nu prin masaj Bowen, nu prin masaj Reiki, nu prin tehnica nu știu care, nu știu prin, că a spus masaj Bowen, nu e masaj Bowen, e o tehnică Bowen care e foarte complexă, da? Că acum o să-mi scrie nu știu care: vai de mine, ai pomenit de Bowen și ai spus că e masaj și Dumnezeu să te ierte pentru păcatele pe care le-ai făcut. Da, nu știu ce e. E o metodă, da? Bowen e o metodă complexă care implică mai mult decât un masaj. Deci când omul ajunge în punctul ăsta în care să realizeze că nu mai poate da
responsabilitate în afară. Primul și cel mai important pas este să înceapă cu ceea ce este capabil să ducă, și anume cu psihoterapie. Știu că mulți dintre voi nu vor să auziți de, nu vreți să auziți de psihoterapie sau de psiholog. Vă recomand cu dragă inimă. De ce? Pentru că, și am mai spus-o de foarte multe ori și insist asupra ei, spiritualitatea trece dincolo de emoții. Da? Spiritualitatea reală, practica reală, înseamnă ca tu să fii capabil să stai efectiv cu tine, fără să mai fii deranjat de emoții și de gânduri. Adică atenția ta să fie la altceva, nu la emoții și la gânduri. Asta trebuie să treacă. Atât timp cât în tine emoțiile își fac de cap și te iau pe sus și nu mai știi ce este cu tine, atât timp cât gândurile tale sunt valvârtej și se amestecă cu emoțiile și creează tot felul de reacții, păi nu avem ce discuta despre spiritualitate. Ești în faza în care ai nevoie de psihoterapeut. Ai nevoie să stai de vorbă cu cineva, unul la unul, în mod direct, online sau fizic, astfel încât să pătrunzi în tine cu ajutorul cuiva. Că de aceea până în momentul ăla n-ai fost în stare. N-ai fost în stare să te uiți în tine. Ai fost în stare, din motive de minte, de identificare cu mintea asta care caută să evite problemele, ai fost capabil să te uiți doar la exterior, să cauți leacuri, metode și instrumente care să-ți rezolve indirect problemele, cumva să le rezolve fără tine. E, ajuns în punctul ăsta, să înțelegi că sursa problemelor ești tu, psihoterapia este primul pas. Nu e nimic de făcut în privința asta, îmi pare rău. Da? Deci este o chestiune pe care eu o recomand cu dragă inimă. Dar unde găsesc un terapeut bun? Am mai primit și întrebarea asta din niște teorii. O să primești terapeutul de care ai nevoie. Nu bun, nu rău. Ai exact ce ai nevoie. Primești și găsești exact ce ai nevoie. Nu există nimic în universul ăsta de care tu să... Cum să-i spun eu? Care să nu-ți vină în ajutor. Inclusiv, și bineînțeles, din nou, iar intrăm în filmul ăla, dar nu rezonez. Nu rezonez ce? Tot ce scuze de genul ăsta, că mi-a zis nu știu ce, că nu rezonez și așa mai departe, toate chestiunile astea sunt nimic altceva decât rezistență la expunere. Sunt nimic altceva decât frica de a vedea ce este în tine. Și bineînțeles, pentru că mintea ta nu vrea să fie expusă, pentru că nu vrea să fie băgată cu nasul în căcat, ce va spune? Terapeutul ăla nu-i bun. Ăla nu este în regulă. Aia nu face. Păi normal că dacă tu te duci cu filme de genul ăsta, terapeutul nu o să fie bun. Ia du-te tu relaxat, du-te tu pregătit să faci treabă și vei găsi exact omul de care ai nevoie. Exact de care ai nevoie, pentru ce ai nevoie. Ăsta e primul pas. Al doilea pas este programul de detox. Pentru cei care se află în zona asta, care au început să lucreze cu emoțiile, care au început să vadă ce zace în ei și au început să înțeleagă că, băi, există ceva dincolo de puterea mea de înțelegere, vă recomand cu dragă inimă programul de detox. De ce? Pentru că acest program de detox nu este pentru minte. Este abordat, este conceput pentru minte, astfel încât tu să înțelegi logic, dar este puntea de legătură dintre lumesc și non-lumesc. Este puntea care te ajută să faci pasul de la psihoterapie, de la mintea lumească, la mintea de dincolo, la non-minte, la partea aia în care stai așa că există ceva dincolo de mine, stai că există ceva, altă treabă. Și detoxul nu este nici începutul, nici sfârșitul, să ne înțelegem. Nu e că dacă e programul făcut de mine, de acum o să-l preamăresc. Nu. Este un instrument. Este o sculă, la fel ca și psihoterapia, la fel ca toate celelalte despre care am vorbit, de la NLP la Bowen. Este un instrument. Da? Este o sculă pe care o folosești pentru o perioadă de vreme, într-o anumită privință, cu un anumit scop. E o lopată cu care sapi ca să dai de ceva. Pentru asta am conceput detoxul. Pentru că eu, de exemplu, am fost în zona asta, în faza aia, și am văzut ce înseamnă să faci singur ce ai de făcut.
De aceea recomand să faci întâi psihoterapie, pentru că programul de detox inițial nu este, n-a fost conceput pentru emoții. N-a fost conceput pentru cei care au probleme de natură emoțională, care trebuie să rezolve astfel de chestiuni. E mai radical un pic, e mai direct. Dar dacă ești în punctul ăla în care spui, băi, eu vreau să fac ce am de făcut, îmi asum responsabilitatea, atunci detoxul este pentru tine. Și detoxul nu se termină cu programul. Începe cu programul și durează 4 luni de zile. În acest program primești toate informațiile la nivelul ăsta de care ai nevoie ca să faci treabă, dar el, din nou, este un instrument care face parte dintr-o panoplie de instrumente. Și în panoplie asta ai detoxul, ai catarsisul, practica urbană pe care o facem o dată la lună, ai taberele, ai discuțiile de suflet, ai celelalte programe, toate sunt așa. Deci ce am conceput este, să-i spunem, un cerc, da? Sau o sferă în care intri și găsești soluția la toate problemele tale personale, de la detox, care este baza, la bani, la relații, la diverse, da? Astfel încât tu să devii un individ întreg, să te poți poziționa pe picioare, astfel încât după aia să intri cu adevărat în spiritualitate, să intri cu adevărat în practică. Făcând detoxul și trecând prin procesul ăsta cu catarsis, cu asistență, cu tabere, cu tot ce trebuie, ajungi în punctul în care să înțelegi că tu ești mai mult de atât, că ești mai mult decât lumea asta. Și de acolo începe practica reală. De acolo începe să-i spunem profunzimea. Pentru că după ce ai trecut de etapele astea și ele țin, ca timp țin de fiecare. Pentru unul poate dura un an, pentru alții durează 5 ani. Nu contează asta. Contează că găsești ce ai nevoie. Da? Când spunem că aici se termină căutarea, ajungi să înțelegi ce vreau să spun cu asta. Deci când, după ce ai depășit etapa asta, se intră în metoda practică dedicată ție. De ce? Pentru că ajungi să înțelegi cum îți funcționează mintea. Ajungi să înțelegi ce fel de minte ai. Minte masculină, minte feminină, minte comună, minte combinată. Da? Și în funcție de asta îți alegi instrumentul de care ai nevoie ca să poți faci treaba asta. Pentru că ai, pentru mintea feminină, ai o sculă. Pentru mintea masculină ai altă sculă. Pentru mintea care se află între, ai altă sculă. Deci pentru fiecare minte în parte, ai un anumit tip de instrument care te ajută să depășești mintea, să depășești înțelegerea asta lumească. Da? Și abia în ultimă instanță, pentru cei care să dovedesc a fi capabili să treacă prin treaba asta și să facă practică, ajungem la ceea ce se numește non-dualitate. Abia după ce trecem prin tot procesul ăsta să ajungem la non-dualitate. Și practic, între cele două, deci ai întâi metoda practică pe care, de care ai nevoie tu la nivel personal și pe care o aplici în fiecare moment al zilei și al nopții. Deci în funcție de tipul de minte, de exemplu dacă ești pe Bhakta, da? Bhakti înseamnă devoțiune. Dacă ești pe devoțiune, tehnica ta este mulțumesc. Dacă ești pe inquiry, pe minte masculină, este inquiry și este, cum îi spune, dezvoltarea atenției, observării constante. Și abia după aceste două, fiecare în direcția lui, urmează adevărata înțelegere care se numește, care este capătul tuturor tehnicilor. Este Dumnezeu însuși, da? Este maximum din punct de vedere al evoluției spirituale, care este non-dualitate. Și acolo vorbim despre cine sunt eu, de unde am venit, care este sursa lui eu, cine este acest eu și așa mai departe. Deci, după cum vedeți, există un traseu, există o distanță. A practica în direcția asta înseamnă asta, da? Și practica reală începe. Deci dacă te afli în zona aia inițială despre care am vorbit, de bătut câmpii și de aia nu-i practică reală. Aia e practică de dragul de a freca gâza și de a evita emoțiile care sunt în tine în momentul de față. Și nou, repet, 99,99% dintre cei care se află în zona de spiritualitate în momentul de față, din ce am văzut eu, sunt în zona de evitare.
evită la greu, devenind observatori, devenind atenție, devenind nu știu ce alte bâzdăgânii. În felul ăsta iau detașându-se, că ăsta e cuvântul sfânt, detașare, având senzația că vezi, Doamne, asta înseamnă realitatea. Nu, asta este realitatea. Practica reală înseamnă să începi de acolo de unde ești tu în momentul de față, de la nivel uman. Corpul ăsta este poarta către Dumnezeu. Este poarta către divin. Este poarta către conștiință. Este poarta către dincolo de conștiință, da? Pentru e cu tot o altă istorie. Deci trebuie început cu corpul. Începi cu corpul, cu emoțiile și cu gândurile și cu senzațiile care zac în el, după aia treci de ele și după ce treci de ele putem să discutăm despre practica aia reală. Până atunci e așa cum e, da? Și repet, nu spun lucrurile astea de dragul de a le spune. Nu spun lucrurile astea ca să mă ridic pe mine în slăvi. Nu spun lucrurile astea ca să-mi predic eu metoda și vai de mine. Că or mai fi metode, în afară de detox, cu siguranță mai sunt și alte metode. O spun în condițiile în care în jurul meu și în ultima vreme am avut ocazia să mă întâlnesc cu suficient de mulți oameni, există multă evitare. Sunt mulți oameni care se evită, care nu sunt onești cu ei înșiși, care nu sunt atenți la ei înșiși, care cred că făcând tot felul de bâzdăgănii de genul ăsta, paliative, pseudo-spirituale, nu știu, orice fel de alte chestii care, vezi, Doamne, înseamnă spiritualitate, vor ajunge undeva. Nu. Nu merge. Spiritualitatea începe, repet, din momentul în care tu, pentru tine, ești în măsură să spui: m-am săturat să mă mint. M-am săturat să mă duc cu preșul eu pe mine. M-am săturat ca mintea asta a mea să facă tot felul de tâmpenii și eu să plătesc oalele sparte. E, când ajungem în punctul ăsta, putem să discutăm despre practica reală. Și practica reală presupune multe alte chestiuni despre care am vorbit mai devreme, da? Nu doar să asculți un video, nu doar să spui: vai, ce bine spune Paul sau Ramana sau Nisargadatta sau, eu știu, oricine al mujii. Nu. Înseamnă să te uiți în tine. În tine. Și din fericire, și mulțumesc lui cine este și cum este, da? Există instrumente. Slavă Domnului, avem instrumente. Și pentru cei care sunteți gata, să știți că avem instrumente, avem tot ce ne trebuie. Avem toate sculele în rastel. Treaba este, și din nou, insist asupra acestui aspect pentru care m-am repetat de foarte multe ori și de care ori de câte ori am ocazia, tot pomenesc. Onestitate. Practica reală înseamnă începutul onestității pure. Da, doare ca naiba. Da, este extrem de frustrant. Da, este terifiant de dureros uneori. Însă adevărul te eliberează. Singurul adevăr care există este cel care zace în tine. Nu cel pe care l-a spus Isus, nu cel pe care l-a spus Buddha, nu cel pe care l-a spus, eu știu, cine, când, cum. Singurul adevăr care există este în tine, în acest moment, și nu trebuie să-ți spună cineva care este. Ce trebuie să se întâmple este ca tu să-l conștientizezi, și anume să realizezi că nu mai ai timp să te mai minți și să ceri ajutorul cuiva care te poate ajuta să vezi acest adevăr. Pentru că tu singur nu poți vedea. Mintea ta e prea șmecheră. Este mult prea rapidă. Este mult prea versată pentru ca tu să poți să o păcălești și să spui adevărul. Trebuie antrenament pentru asta. Ca să ajungi să spui adevărul în fiecare clipă, trebuie antrenament. Și de aceea este necesar ajutorul cuiva din afară care poate să-ți aducă aminte. Bă, Gigel, ia vezi tu că iar te minți. Ia vezi tu că iar te păcălești. Ia vezi tu cum îți tragi tu preșul de sub picioare. Și
Dacă te uiți bine, vei constata că mintea nu ratează nicio clipă să te ajute să ți-o tragi singur. În fiecare moment te ajută, cu dragă inimă. Iar ego-ul tău face, vai ce minunat, extraordinar, ia uite ce tâmpenie minunată facem noi aici. Da? Și să mai și laudă cu ea. Deci, cam asta este despre practică. Cam asta înseamnă practica și pentru cei care vă gândiți la costuri, întrebarea mea este foarte simplă. Cât te costă? Că am primit și întrebarea asta. Cât costă? Acum întrebarea mea este cât te costă pe tine suferința? Cât te costă suferința pe care o trăiești în fiecare zi? Ce ai fi dispus să dai ca să scapi de suferința aia? Păi aș da totul. Nu avem nevoie de totul. Nu ne interesează totul. Ne interesează un singur lucru. Ca tu să vrei să faci ce ai de făcut. Atâta tot. Ah, da, sunt niște lucruri de plătit, într-adevăr. Programul trebuie plătit. Pentru că trăim în lumea asta lumească, unde se fac business-uri, unde costurile sunt așa cum sunt și nu facem totul gratis. Da? De aici începe munca. De la onestitate. De la a spune... M-am săturat, tralala. Laurențiu, dar cum pot să fac rost de timp pentru a intra în proces? Păi acum nu ești în proces? Cât timp îți trebuie pentru a intra în proces? Acum ești deja în proces, în sensul în care suferința aia face ce vrea cu tine. Da? Așa cum găsești timp pentru a suferi, așa o să găsești timp și pentru a face ce trebuie pentru a ieși din suferință. Programul este online. Este la îndemâna oricui. Este pentru oricine. Pentru oricine care e dispus să facă ce trebuie să facă. Restul, întâlnirile astea fizice, gen tabere și așa mai departe, alea sunt alte probleme. Da. Repet, cam asta a fost materialul de astăzi. Sper să vă fie de folos. Iar pentru cei care ați ajuns în punctul ăla în care să nu mai frecați gâza, să nu mai pierdeți vremea, vă aștept, dacă sunteți din București, vă aștept la discuțiile de suflet de la Hotel Internațional, de luni seară, mai sunt două întâlniri, și la sesiunile astea de practică urbană, pe care le mai facem din lună în lună, pentru orice fel de informații, pe site, pe tucaram.ro, da? Că tot mi-ați cerut informații. Da. Deci totul este pe site. Bun. Vă pupez, vă urez noapte bună, seara liniștită tuturor și ne vedem data viitoare.